Cu vreo lună și jumătate în urmă, la 26 ianuarie, Vladimir Voronin i-a adresat o scrisoare lui Marian Lupu. Într-o scrisoare adresată lui Marian Lupu, liderul comuniștilor îndeamnă președintele legislativului să urmeze sfatul PCRM pentru a-și spăla păcatele în fața poporului. Cu scopul de a păstra liniștea și pacea în țară, cer să dizolvați neîntârziat parlamentul nelegitim. În replică, serviciul de presă al speakerului Marian Lupu a expediat un comunicat în care se spune că solicitările liderului comunist au o valoare nulă și nu merită să fie comentate. O lună mai târziu, la 5 martie, Vladimir Voronin i-a scris din nou lui Marian Lupu.